Salutare tuturor, aici Florin de pe fototutoriale.ro, iar în acest episod vă voi arăta o metodă prin care puteți să obțineți selecții fără prea mult efort. De exemplu, în imaginea de față aș dori să fac o selecție a cerului, însă dacă aș folosi Magic Wand Tool-ul cu un sample de 3x3 pixel, o toleranță să zicem de 25, mi-ar fi destul de ușor să fac selecția. Problema este în momentul în care încep să dau de detalii, cum ar fi aici, unde trebuie să selectez fiecare părticică în parte, fiecare cubuleț, fiecare zonă, astfel încât rezultatul să fie cât se poate de coerent. Și aici la fel, ar trebui să selectez și aceste zone și după cum vedeți, nu prea iese ceea ce mi-aș dori. De aceea, metoda pe care o vom folosi astăzi este una mult mai simplă și mult mai rapidă. Vom folosi tabul de canale RGB. Dacă nu aveți tabul de canale sau channels, trebuie să vă duceți la Window, Channels și vă va apărea. Sau este în mod normal, cred că arată, este ascuns aici în spatele tabului de layers. Eu îl trag și îl pun deasupra. Dacă nu aveți canalul RGB și aici vă apare cu totul și cu totul altceva decât ceea ce am eu, înseamnă că sunteți într-un alt spațiu de culoare și va trebui să vă duceți la Image, Mode și să selectați RGB. Bun. Ne vom duce în tabul de canale și ne vom uita la fiecare canal în parte și vom căuta acel canal care ne oferă cel mai bun contrast între cer și celelalte elemente. Și mie mi se pare că canalul albastru oferă cel mai bun contrast. De aceea voi crea un duplicate channel layer pe care îl voi numi mască. Și acest canal selectat, mă voi duce în Image, Adjustments și Levels. Voi vrea să creez un contrast foarte puternic, astfel încât să am o trecere clară de la cer la celelalte elemente, dar voi vrea să păstrez și detaliile. De exemplu, nu vreau să fac ceva de genul ăsta, pentru că dacă nu pot să dau zoom acum, dar dacă ne uităm în zona asta, pierdem foarte, foarte multe detalii. De fapt, hai să închidem în cancel și să dăm zoom. Ne vom duce din nou, selectăm layer-ul mască, image, adjustments, levels. Ok, și vom vrea să fie ceva de genul ăsta. Nu așa, unde vedeți aici pierdem detalii, aici nu mai avem stâlp, aici sunt doar niște crengi dubioase. Vrem ceva de genul ăsta, în care se vede clar separația între elemente. Ok, arată ok. Mă deranjează puțin zona asta de gri, dar o putem acoperi folosind un brush alb și acoperim toată zona asta. Tic, 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 tic. Și ne-am creat masca. În momentul în care apăsăm control și click pe mască, vom vedea că ne-am făcut selecția. Și dacă ne uităm, este destul de exactă și selectează foarte bine detaliile. Aici vor fi ceva probleme, dar vom fi atenți în momentul în care vom folosi adjustment layer-ul. Bun. Făcută selecția, ne ducem, selectăm un adjustment layer pe care vrem să-l folosim. De exemplu, vreau să folosesc color balance pentru că adăuga ceva culoare. Și când am făcut acest lucru, deja adjustment layer-ul vine cu un layer mask. Layer mask care are deja selecția făcută.
Deci, orice modificare o vom face va impacta doar acea zonă în care cerul apare sau este reflectat. Vedeți? Acum am exagerat puțin cu tonurile astea. Ceva de genul ăsta. Și la highlights mai băgăm puțin galben și roșu. Puțin magenta. Bun. După cum vedem, avem selectat destul de clar cerul și efectul este destul de clar. Aici avem ceva probleme pentru că selecția nu a fost făcută cum trebuie. De aceea acolo, pentru că folosim layer mask, putem să luăm un braș care să fie alb. Scădem opacitatea la vreun 3% și selectând layer mask-ul putem să desenăm puțin prin el, astfel încât trecerea să fie ceva mai blândă. Ceva de genul ăsta. Ta-da! Dacă vrem să fim atât de preciși în editare. Și dacă mai avem zone de genul ăsta, la fel, putem să facem același lucru. Dacă vrem totuși să selectăm cealaltă zonă, adică nu vrem să impactăm cerul, ci vrem să impactăm tot ce este în afara cerului, ne ducem pe mască, facem selecția ținând control apăsat și dând click, ne ducem la select și dăm inverse. Și de această dată vom avea selectat totul mai puțin cerul. Vom adăuga încă un color balance. Iar de această dată, dacă ținem alt apăsat și dăm click pe layer mask, vom vedea că avem selectat avem selectat podul și porumbelul, mai puțin cerul. Avem aici mici imperfecțiuni, le putem corecta cu un braș negru. Hai să creștem flow-ul, ceva de genul ăsta. Și acum, dacă modificăm ceva în acest adjustment layer, va impacta doar zona podului. Ta-da! Voi adăuga totuși și un curves. Și, de exemplu, dacă am adăugat un layer de curves și vrem să impactăm doar anumită zonă, de exemplu, pe acest layer aveam impactată sau aveam modificările doar pe cer, putem să copiem layer mask-ul de pe acest layer pe acest layer. Foarte simplu, ținând alt apăsat, dăm click pe layer și îl tragem. Și am copiat layer mask-ul. Acum dacă tragem de slider, vom închide puțin cerul. Odată făcut acest lucru, ne uităm și în restul imaginii și vedem că, de exemplu, n-am vrea aceste modificări să fie vizibile pe aici. Și putem să închidem această zonă. Folosind un braș negru, acoperim zonele unde nu vrem să folosim efectul acestui adjustment layer. Și cam așa ne putem face o selecție destul de rapidă folosind channel-urile. Dacă v-a plăcut acest tutorial și vi s-a părut util, nu uitați să apăsați butoanele alea două sfinte, like și share, și până data viitoare așteptăm părerile și sugestiile voastre în zona de comentarii.